Cârtițel și pantalonașii. Concepție și ilustrații de Zdenek Miller. Text de Eduard Petisca. A fost odată ca niciodată o moviliță. Și această moviliță se zguduia și sărea de ziceai că avea piciorușe. Și nu numai că avea piciorușe, avea și un botic. Dar vai, uitați-vă, e cârtițel! Iată-mă-s, a zis el. Ia priviți ce comori am găsit în pământ. Biluța e mai bună decât un cui. Oglinjoara e mai bună decât biluța. Dar și mai buni ar fi niște pantalonași cu buzunare mari. Vai, câte lucruri aș putea să pun în ele! Dar de unde aș putea eu oare să fac rost de ei? Șoricelule, așteaptă, șoricelule! Locuiești într-o căsuță de oameni. Tu sigur trebuie să știi de unde aș putea face rost de niște pantalonași cu buzunare mari. Pantalonași? S-a mirat șoricelul. Nu mă pricep. Mie îmi place brânza sau zahărul, înțelegi tu? Nu știu nimic de pantalonași. Fluturașule, așteaptă, fluturașule! A alergat cârtițel după fluturaș. Tu zbori prin toată lumea și vezi atâtea lucruri. Poate știi de unde aș putea face rost de pantalonași cu buzunare mari. Spune-mi, mare nevoie aș avea de ei. Nu pleca, te rog! Cârtițel s-a uitat în urma fluturașului și a început să alerge după el. Dar în drum i-a apărut un pârâu. Bâldubâc! Hăpșu! A strănutat cârtițel. Asta îmi mai lipsește acum, sărăcesc! Hăpșu! Măi să fie, cine face atâta zarvă pe aici? S-a supărat racul. Domnule rac, îmi pare rău, n-am vrut. Nu știți, pșiu, de unde aș putea să fac rost de niște pantalonași cu buzunare mari? Măi să fie, adu-mi o pânză și scroiesc eu pantalonași. Pentru asta nu trebuie să faci atâta gălăgie. Hop, de pe o piatră direct pe mal. O, la la, s-a minunat cârtițel. Pe ce-ai fi sărit? Melcișorule, melcișorule! Mercul s-a speriat și s-a ascuns în căsuța lui. Uf, e clar că nu va ieși prea curând. Și ce să facem cu el? Nici nu-i sigur că a văzut vreodată niște pantalonași. Ce-o fi fost în mintea mea? O pasăre croitor! Știe să-și facă singură un cuib. Sigur s-ar pricepe să-mi coasă și mie niște pantalonași. Țicos, țicos, a promis croitorașul. Dar mai întâi trebuie să-mi aduci pânza tăiată. Of, of, plângea cârtițel pe movilița lui de pământ. Racul ar putea să-mi taie pantalonașii. Croitorașul să-mi coasă. Dar de unde să iau pânză? Dintr-o dată s-a aplecat spre el floricica sub care se așezase. Nu mai plânge, cârtițel! Pe mine mă cheamă In și dacă faci tot ce-ți zic eu, o să-ți capeți pantalonașii. Uită-te și tu câți ciulini și buruieni au crescut pe aici. Ajută-mă și smulgem buruienile să nu mă mai sufoc. Și ce de gândaci, îmi distrug toate frunzele. Ajută-mă, ajută-mă, alungă gândacii! Ura! S-a bucurat cârtițel. O să am pantalonași! Și a smuls buruienile și a gonit toți gândacii. Mi-e sete, mi-e atât de sete, suspina inul. Ajută-mă, adu apă și udă-mă! Cârtițel a făcut o groază de drumuri să aducă apă și să poată uda inul. Și ce tot face aici omida asta nesătulă? Pleacă de pe inul meu! Uf, asta-i muncă serioasă! Iar inul creștea și tot creștea. Într-o bună zi, inul i-a zis: sunt deja gata de recoltat. Acum te voi sfătui ce trebuie să faci mai departe ca să faci rost de pantalonașii cu buzunare. Cârtițel a dat din cap că va face totul așa cum trebuie.
ceea ce a și făcut. Mai întâi a cules inul și l-a legat în snop. Uac, uac! S-a minunat broasca. Ce ai tu acolo? Am venit să pun inul la înmuiat în apă, a spus cârtițel. Din el o să iasă pânza pentru pantalonașii mei cu buzunare mari. Uac, o să te ajut! Am văzut de multe ori cum se pune inul la înmuiat. Cârtițel, împreună cu broasca, au pus inul în apă și au aruncat peste el un bolovan să rămână scufundat. După ce inul s-a înmuiat, cârtițel l-a scos pe mal. Acum fii bun și usucă-te frumușel la soare. Între timp, eu o să mă odihnesc o lecuță. Cârtițel s-a așezat sub in și, cât timp acesta s-a uscat, cârtițel a tras un pui de somn. Și ar fi dormit și până în ziua de azi dacă nu-l trezea o muscă. S-a așezat direct pe botul lui. Ioi! Ce-a mai sărit cărtițel în sus ca ars. Bun, deja am cules inul, l-am pus la înmuiat și l-a uscat, a zis cărtițel. Acum urmează să îl duc berzei. A dat repede fuga spre lac și a început să strige. Cu mătră barză, cu mătră barză! Clop, clop, a clămpănit barza din cioc. De ce mă chemi, cârtițel? De ce ai nevoie? Cu mătră barză, fii bună, jumulește-mi și mie tulpinile astea lemnoase de in ca să separ apoi fibrele din interior. Clop, clop, și la ce-ți trebuie ție inul? Din in se va face pânză și din pânză pantalonași. Pantalonași cu buzunare mari. Am mare nevoie de ei. Clop, clop, pentru pantalonași zici, te ajut cu mare plăcere. Mulțumesc, cu mătră barză!